Acum că s-a lansat Poppy Playtime Chapter 3, iar toți copiii sunt înnebuniți după acest joc, normal că încep să apară copiile după el, așa că astăzi ne jucăm Mazi, un joc care, după părerea mea, este cel puțin la fel de oribil ca Poppy Playtime. Așa că să înceapă teroarea, oroarea și chinul. Să-i dăm drumul! Ce naiba e asta, bă, băiatule, la ce mă uit? A început deja jocul. Am apăsat pe Next și a început jocul. Este contract? Sunt angajat la ceva? Ok, bă, nu știu ce am de făcut. Uite, trebuie să apăs probabil aici pe butonul ăsta. Dar trebuie să mă gândesc exact ceea ce am de făcut, că nu pot să-mi dau seama exact. Sunt la grădiniță acum. Find the kid's gun. Ok. Se pare că n-a fost atât de greu precum credeam. Am găsit arma. Open the game room with the gun. Shoot at the targets above it. Ok. Bă, destul de intuitiv până acum. Cum, da, trebuie să trag de la stânga la dreapta sau ce am de făcut? Bun, nu, cred că așa. Stai, că cred că e un cod pe care trebuie să-l fac. Wow, am deschis ușa, bro. Pe aici trebuie să intru? Asta ce se aude pe fundal ar trebui să fie o muzică sau e altceva, că nu pot să-mi dau seama exact. Doamne, zici că-mi bate cineva cu tigaia în cap, ești nebun. Find the blue key. Trebuie să găsesc cheia albastră. Să o bag aici la fun zone. Și unde ar putea fi această cheie albastră? Că mi-a zis că e într-un loc destul de proeminent. Mamă, cred că trebuie să bag câte o cheie în fiecare loc de ăsta. The blue key is lying near the exit of the room. Mersi, bro. Poate e aici, trebuie să apăs pe butonul ăsta. Ce e asta? Dacă țin ținta acolo, de ce omul meu trage în dreapta? Am apăsat. Ce am scos de acolo? Era o dronă verde. Ce naiba s-a întâmplat? Cheia e lângă ieșirea din camera asta. Da, ieșirea din camera asta e aici, vărule. Eu deja m-am blocat. Mamă, dar ce-mi plac jocurile astea, că mereu mi se întâmplă așa, bă. Ajung undeva și mă blochez. Sau poate aia e cheia și trebuie să trag în ea. Pă, unde fuge, mă, bila aia verde? Mi se zbate o venă la cap în momentul de față. Cred că o să-mi bubuie. A, uite cheia. Iertați-mă. Păi da, asta nu e ieșirea, mă. Asta e intrarea. Pe acolo am intrat. Da, foarte bun, am apăsat cheia aici. Așa, find the orange key. Oh, leu, da, doamne, cum se sparg toate chestiile astea când sar pe ele. Găsește cheia albastră, găsește cheia portocalie, găsește cheia în cheie. Mamă, dar ce muzică rock and roll îl bagă băieții ăștia pe aici. Nu știu cum să vă zic, dar eu nu găsesc nicio cheie. De ce am intrat aici, dacă nu e nicio cheie aici? Caut o cheie, nu vă supărați. Oh, doamne, am reușit să pun pauză la sonorul ăsta că mă omora, bă, băiatule. Poate trebuie să trag în bilele alea de acolo. Alea-s bile, da, bile sunt alea. E bine că am sărit aici de 100 de ori și n-am văzut cheia cum se ascundea și abia acum am văzut-o după ce sunt extraordinar de bolovan. Dar nu se dădeau alea la o parte și asta unde deschide cheia asta? Aici deschid cu ea. Aparent da, chiar aici deschid. Bun, deci ne așteptăm să ne sară un șarpi în cap, nu? Că așa am auzit. Step on all the plates whose figure are lit green on the scoreboard. Ce? Nu trebuie să apăs, uite, trebuie să apăs pe X. Aoleu, a ieșit șarpile la mini. Bă, stai așa, prietene, stai așa, două secunde, că... A, stai, că trebuie să... Mă mănâncă șarpele dacă nu sar bine? Pe ce trebuie să sar, bă, băiatule? Ce e aia? Ăla e un cerc? Trebuie să sară pe triunghi. Unde-i triunghiul? Bă, n-am timp. Pătrat, uite, pătrat. Am sărit pe pătrat. You're doing right thing. Keep going. Pe casa asta am sărit și pe pătrat iară. A, trebuie doar să calc, am fost mințit. Bă, dar șarpele ăla nu mai gurai de el, că nu face nimic. Ia vină, mă, încoace, mă, dacă e șmecher. You win. Am câștigat, mulțumesc. Domnule șarpe, please, dă-mi și mie, te rog frumos. Mulțumesc frumos, dacă se poate, așa. Chiar mulțumesc extraordinar de frumos. Te pup dulce. Uite ce șarpe prietenos, nici măcar n-a fost rău cu mine. E horror, măcar jocul ăsta, se întâmplă ceva. Există posibilitate să mor în el. Slippery parkour. Trebuie să facem parkour aici. Hop, hop. Ei, să-ți bagi acadele în gură dimineața. Așa, 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 așa. Let's go. You can do this, bro. Ok, bro. I know you can. Ok, bro. Thanks, bro. Thank you, bro. Yes. Opa! Mamă, că mă enervez deja, bă, mă enervez tare de la parkourul ăsta. Așa, bun. Mamă, dar cât mai trebuie să merg? Doamne, haide că reușim. We can do this. No! Let's go. Opa. Doamne, am luat cheia. Trebuie să mai ajung într-o parte. Putem să o facem? Yes, am luat pistolul. E mai bun pistolul ăsta sau care e faza? Trage mai repede. Gata, vedeți? Cu răbdarea trecii marea este foarte important să fii un băiat care are grijă în viață și să nu faci zgomot. Nu știu ce am zis, sunt bolnav. Așa, suntem într-un fel de labirint aici. Go through the maze and get the pink key. The path may change during the passage. Ok, deci se mișcă labirintul în timp ce mergem prin el. Super forță. Oh, era o fantomă, ce m-am spăriet. Mai erau fantomă, deci probabil că e drumul cel bun. Dacă erau atâtea fantome. Se tot schimbă calea asta pe care merg. Și n-ajung nicăieri, de fapt, bă, vărule. M-am întors de unde am plecat. Bă, dar simt că mă învârt în cerc, nu e ok. Plec dintr-un punct și ajung în același punct de fiecare dată.
Mamă, dar zici care 10? Ai, aoleu! Pleacă, bă, de aici, ia, uite-te, mă, ce... Ce geam scher mi-au băgat mie aici? Băiatul meu s-a dus, a luat sound... Bear sound effect de pe YouTube, a căutat pe primul, a pus pe ăla și a zis, mamă, ce-i fac ăsta să-i sară o păpușă în cap? Și asta a fost tot. N-am fost atent la ce era acolo sus. Trebuia să citesc ce scria cu sus în stânga, dar n-am citit, că am vorbit. I will help, no worries, brother. Mereu, când e un iepuraș în primejdie, eu îl ajut. Pe aici trebuie să bag cheia? Nu mi se pare că... Da, nu. Trebuie să merg undeva să bag cheia roz. A, uite aici. Am băgat cheia roz și mi-am primit prize-ul. O, am mai primit încă un pistol. Și, ok, find the door to which this key fits. Nu-i bun. Ok, am mers tag-ul. L-am aruncat pe jos, că nu mai ai nevoie de el. De ce e așa întuneric aici? Hello? Unde ar trebui să merg? Că nu văd. Există flashlight? Stai așa, că poate nu pe aici trebuie să merg. Uite, e ceva aici. A, lumină, cred că. Am pornit lumina, e ok. Ok, am intrat în liftul ăsta, i-am dat să ne ducă la etaj. Nu știm exact de ce și unde mergem, dar noi ne îndreptăm. Hello, guten tag, guten morgen. Ca să vezi, mai am nevoie de un tag. Ce bine că l-am aruncat pe jos. Ok, a, nu, am găsit alt tag și o cheie. Am tras de toate manetele astea din... și a funcționat. Am dat tag-ul, am aruncat tag-ul pe jos. Ok, deschidem ușa asta și vedem ce se află aici. Un schele de om. Ok. Q egal F triunghi P T 2 ori T 3. De astea făceam la fizică în clasa 5-a. Am mai găsit o cheie. Large windows can be broken with a wrench. Oh, thank you, bro. Atât? Hello, domnule robot. There is a piece of paper on the table with a clue on it. Ok, ok, ok. Trebuie să mă întorc la panelul ăla de unde am fost și să dau astea așa cum mi le arată aici. Am reușit, uite, vezi? Easy peasy, lemon squeezy. Sau nu? N-am reușit? A, s-a deschis, s-a deschis, s-a deschis. Am reușit, am reușit. Așa, este electrical chestia asta. Cred că trebuie să bag o baterie aici, ca să meargă liftul în sus. Find the 48V baterie and plug it into the lift. Am prins de dinaintea ta, domnule, că am 5 milioane creieri eu. Bă, eu presupun că bateria se află aici, numai că nu știu să deschid ușa asta. Am găsit-o, bă. Am găsit-o! Am reușit, era după battery-urile alea. Am pus bateria, am pornit lift. Ia uite. Și acum găsim aici cheie de aia pentru tag. Tag, am găsit tag. Așa. Am deschis ușa. Turn the lever in the manipulator control. Păi, ce lever să... A, asta de aici. Am tras de ea și acum mai trebuie să fac ceva și aici. Poate dacă am tras de leverul ăla se deschide ușa asta din față. O, oh, să... Mamă, ce m-am speriat, ești nebun la cap. A venit Hugi Hugi de pe Wish la mine să mă omoare. Ia uite-te la el. Bă, tu n-ai, bă, n-ai nicio putere în contra mea, frate. Mi-am pierdut pistolul. Ah! Bă, asta... Ia uite, bă, ce pumni dă în cap, ești nebun la cap, Doamne, ferește. Așa, bun. Că vine nebunul ăla să-mi dea cu pumni în cap. Repede pe lift aici sus. Așa, cum mă mai dai, frate, cu pumni în cap? Că m-am urcat sus pe lift. Ia zi, șmechere. Poate trebuie să stau aici. Open the gate by turning the lever. Bro, ce gate? A, cred că trebuie să mă întorc. Stai așa. Unde? Ai! Am căzut direct la asta în cap să mă bată, să-mi dea cu pumnul, să mă bată mama, să mă bată. Bun, deci planul e ușor. Trebuie să-i fac schemă la... Aulu. Îi fac schemă la băiatul ăsta de fuge după mine aici și trebuie să mă duc aici să trag de leverul ăsta, așa am înțeles. Am tras, am tras, am tras, a deschis ușa, am fugit la următorul nivel și am tras de maneta asta. Aoleu, dacă ți-s aici, deschide că vine ăsta după mine, uite pe acesta. Nu merge nici aia. Aoleu, Doamne, ce mi-a aruncat aici, cine mi-a aruncat aici? Uite pe ăștia cum stau și se uită toți după mine. Dar nu cred că a avut ăsta bani suficienți ca să-i animeze și doar stau și se uită și sunt urmărit doar de o chestie de aia mică atâta, care oricum nu prea știe să fugă. Deci dacă stai să o gândești așa, e pretty easy acest level. Ce se întâmplă acum? Sunt blocat în roșu ăsta aici? M-a lăsat și pe mine să mă mișc? Uleu, e ceva deasupra mea, stai așa că nu mi-am dat seama. Sunt înregistrat pe camera. Oh, s-a închis lumina. As, dă ăștia mari acum aici, ia uite cum stau toți, au dispărut. Sunt într-un film de groază, ajutor. Ok, mi s-a deschis ușa. E chill, e chill, nu mai e nicio problemă. Uite-l pe ăsta cum se târăște pe acolo. Avem o combinație aici. Save deposit box passwords. 9, 3, 6, 8. Am găsit-o, let's go. Access card am primit, pe care trebuie să-l dau pe aici. Așa. Și cred că am deschis ușa asta mare. Așa, da, da, da. Ușile astea nu merg, nici nu cred că are rost să le încerc. A, ok, super. Vine ăsta după mine acum. Mamă, dar face cu tremur băiatul meu când merge. Da, cred că ar trebui să te miști mai repede, frate, că te mișca. Ok, a început să se miște repede. Trebuie să fug. Hurry up and turn the lever. Asta e ceea ce încerc să fac, să mă mișc repede. N-a mers. A, m-a prins!
Bun, cred că trebuia să încerc, să mă mișc mai repede, cred. Ok, gata, acum mai dăm sprintul ăla ca lumea rău de tot. Și trebuie să încerc să trag de maneta asta de aici din stânga, cred. Am tras. No! A deschis. No, ta, ce prost sunt și eu. Bă, ce prost sunt că mă prinde acum. Nu trebuia să mă întorc chiar, frate. Ajutor! Ajutor! Asta se mișcă mult mai repede ca mine. Haide. Am închis-o. Nici mă uit în spate, nu mă uit. Run, uite, și scrie acolo sus să fug. Dar mi-a pus băiatul ăsta niște melodii în jocul ăsta de zici că scoase de pe copyright, no copyright claim sound. Am încurcat-o. Ba nu, am scăpat. Ok, se pare că e puțin supărat. E mai tare supărat. Hai că n-are cum să treacă de ușa asta, așa e? A dat cu capul. Cred că e supărat foarte tare dacă a dat cu capul. Cred că e cineva acolo sus care îmi vrea binele că mi se tot deschid uși la fix când am eu nevoie. Ce am făcut aici? S-a terminat chapterul 1. Asta a fost tot jocul, băieți. Ce să vă zic? Un joc extraordinar de minunat ca toate jocurile ce înseamnă Poppy Playtime sau copii de Poppy Playtime sau jocuri de genul ăsta, adică oribile. Nu înțeleg cui plac jocurile astea, dar e doar părerea mea, așa că ce pot să vă zic? Vă urez o viață sănătoasă și dulce și frumoasă ca ochișorii voștri. Vă pup dulce, pupiș cu sclipici, mua, mua, pa, pa.